Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Conducerea SF, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, adică domnii și doamnele cu salarii de 12.000 de euro lunar, care au asistat la 4 falimente frauduloase majore în domeniul asigurărilor în ultimii 8 ani, de șefii ASF propun călătoria în timp în cazul polițelor RCA pentru români, care sunt obligatorii. Adică, prețurile asigurărilor auto-obligatorii să fie date înapoi un an, la valorile din martie 2022. Ieri șefii ASF au fost la Parlament, unde au încercat să dea explicații pentru teribila contraperformanță din acest domeniu, să o spunem pe dreaptă, o contraperformanță care a costat contribuabilii români sute de milioane de euro în pagube ce trebuie acoperite din bani publici. Fiecare dintre aceste falimente despre care vorbim a costat peste 100 de milioane de euro. Două peste 100 și ceva de milioane, acum 150 la Euroins, 250. Deci în ultimul caz la Euroins vor fi aproximativ 140.000 de dosare de daună RCA în valoare de 250 de milioane de euro care vor trebui plătite de la Fondul de Garantare a Asiguraților, la care contribuie companiile de asigurări, dar care nu au banii lor, că nu tipăresc acasă banii lor, ci iau bani de la cei de la clienților. Deci practic. La telefon este analistul economic Cristian Păun. Bună dimineața, profesor! Bună dimineața! Eu o să vă rog acum să comentați această declarație făcută de vicepreședintele ASF, domnul Cristian Roșu, drept răspuns la întrebările privind plafonarea polițelor RCA. Deci dânsul a spus așa, citez: nu este vorba de plafonare, nici de înghețare, ci de o reîntoarcere la prețurile din martie 2022. Propunerea noastră către Ministerul de Finanțe este de vânzare efectivă la tarifele anului 2022. Cum adică? Ce e asta? Adică cum putem să ne întoarcem în timp să alegem niște prețuri? Da, Autoritatea de Supraveghere Financiară împreună cu asiguratorii calculează niște tarife de referință pentru acest RCA și îl calculează cam de două ori pe an, adică se pun la masă, vin cu daunele plătite, cu rata accidentelor, cu, și aceste rapoarte sunt publice pe ASF, aceste calcule, și evident că lucrează cu niște coeficienți. Ce propun ei acum este o întoarcere la tariful de referință de la începutul anului trecut. Adică, de fapt, care era mai mic cu 30%. Dar de ce nu propun întoarcerea la tarifele de acum 10 ani? Că alea mi-au plăcut foarte mult acum 10 ani. Sau bună chiar 15. Întrebare. Foarte bună întrebare. Doar ei știu, pentru că până la urmă e decizia ASF-ului de a face această întoarcere. Problema mare cu această întoarcere este următoarea. Să zicem că dumneavoastră aveți un service care în 2022 s-a confruntat cu o creștere a prețului la materiile prime, o spune Institutul Național de Statistică, pe indicele prețurilor de producție, da? S-a confruntat cu o creștere a costurilor undeva la 50-60%, pentru că asta a fost inflația în zona producției. Sigur, în medie, nu putem ști acum care a fost inflația pe fiecare service auto, dar în medie prețurile aferente costurilor cu materii prime, cu utilități într-un service, au crescut cu 60%. Cu alte cuvinte, dacă eu vreau să decontez o reparație printr-o asigurare, cu siguranță tariful e mai mare, înglobând și aceste costuri cu reparațiile. Vine statul și spune așa, nu, de fapt, când plătești o asigurare, o să o plătești la un tarif de anul trecut care teoretic în calcul nu include această inflație și asta va pune foarte mare presiune în primul și în primul rând pe servisuri, care o să înceapă să strâmbe din nas, pentru că o să vadă că nu se prea fac decontări, mai ales acum când o grămadă de decontări vor trebui făcute cu acel fond de garantare și mie că foarte mulți vor refuza reparațiile aferente RCA-urilor sau vor spune așa, vină tu și plătește și te descurci tu după aia cu decontarea. Adică e clar că va fi un stres în piață din acest punct de vedere. Și care este logica acestui, care în mod evident este împotriva realității economice? Nu poți să spui printr-o decizie administrativă că acum se decontează la nu știu cât timp, la valoarea de nu știu cât timp în urmă, un an, doi, zece, facem așa. Evident că nu funcționează. Care e logica? Asta nu înțeleg. Păi logica e de fapt o ilogică populistă, în sensul că e clar că datorită acestor falimente, datorită